Noi suntem gazdă pe zona de nord, Valea Târnavelor, astăzi 13 septembrie, avem zilele culturale. După cum ați văzut și dumneavoastră, a fost lume multă și este, încă se desfășoară concursul, spectacolul. Este binevenit, mai ales, cum am zis și la deschiderea, în preambulul filmului care a rulat, avem nevoie și de cultură. Suntem într-o lume dominată de politică, de multe probleme, uităm de cultură, uităm de tradiția de la sat. Este binevenită, mă bucur că am reușit să o organizăm, inclusiv partea a doua a spectacolului, care se desfășoară în curtea cetății Muzeului Cetate din Axente Sever, într-un cadru rustic. Este binevenit, participă corul Cedonia de la Sibiu, Filarmonica Sibiu, corul Ioan Axente Sever din comuna noastră, precum și copiii școlii generale, grupa de dansuri, care împreună cu instructorul Dragotă Florin de la Juniul Sibiului ne încântă, sperăm, în minutele care urmează. Mai avem și copiii de la Casa de Copii din Agârbiciu, care și pe ei i-am primit cu plăcere și o să aibă și ei un spectacol de 10 minute.